din copilul, că e al meu! Dă-te la o parte, că te omor! Lasă-mi copilul, dă-te la o parte! Dă-te la o parte, că te omor! Hai cu mine, dă-te la o parte! Și voi, plecate-i! Vino aici! Vino aici, plecate! Bătai, vă omor pe toți! Vă omor dacă mă... Treci aici! Treci aici! Nu! Lasă-mă, nu vreau! Hai pe la cum te omor! Treci în mașină! Dați acolo că vă mor! Să nu veniți după mine! Avem o poliția, ce urgență aveți? Avem un copil răpit. Era o mașină verde, cred că Opel... Nu aveau un cuțit în mână. Erau copii în tabără, s-au speriat și au fugit. Să trimit un echipaj cât mai urgent posibil. Bună ziua, agent șef ajung bancă, colega mea. Ce s-a întâmplat? Bună ziua, eram cu copii în tabără, a venit o mașină, eram cu fetița cea mică, cu Alexandra, ce avea cuțitul în mâna dreaptă. S-a raportat răpirea unui copil. Autoritățile au intrat în alertă și au început deja să mobilizeze forțe pentru găsirea acestuia în cel mai scurt timp. De frică, alți copii care au fost martori ai răpirii au fugit în pădurea din apropiere pentru a se feri de pericol. Misiunea, deja sensibilă prin implicațiile ei, a devenit brusc extrem de dificilă. Vor acționa forțele de ordine în timp util pentru a găsi copiii în viață și nevătămați? Știm foarte clar ce avem de făcut. Fiecare echipă știe care este zona, care este misiunea. Vă rog să mai verificați încă o dată stațiile. Comunicarea cu coordonatorii din centrul de comandă să se facă prin șefii de echipă ai dumneavoastră. Dacă aveți vreo nelămurire, vă rog să o prezentați acum ca să putem să trecem la treabă. Dacă nu sunt nelămuriri, executarea, ne auzim în dinamică. Mulțumesc! Timpul este esențial în asemenea situații, iar stabilirea unui plan de acțiune eficient este extrem de necesar pentru găsirea copilului în viață. Cea mai mare parte a victimelor răpirilor sunt în mare pericol încă de la primele ore de la dispariție. Pe lângă adunarea primelor indicii despre dispariție, forțele de ordine au puțin timp la dispoziție pentru a lua decizii, iar atunci când viața unui copil este la mijloc, responsabilitatea de pe umerii lor nu este ușoară. Ne-am mobilizat deoarece ne aflăm într-o situație de criză. Am fost semnalați prin sistemul de urgență 112 că în localitatea Cheverșu, la taberele de copii, a fost răpit un copil. Astfel că am făcut toate demersurile necesare, am verificat, se confirmă motiv pentru care am luat hotărârea să declanșăm mecanismul de alertă răpirea copilului. Din primele verificări făcute la fața locului, situația s-a schimbat un pic, motiv pentru care și noi a trebuit să ne adaptăm acțiunile din mers. Pe lângă faptul că se confirmă răpirea unui copil, în urma incidentului mai mulți copii au părăsit tabăra și se află în zona de pădure adiacentă taberei. Vorbim de viețile mai multor copii care exact. În acest moment pot fi puse în pericol. Acesta este și motivul pentru care am luat decizia să declanșăm mecanismul. Am făcut toate procedurile necesare. Cu atât mai mult am atras tot ce am putut, forțe și logistică, ca să încheiem această misiune cu succes. Care este rolul Direcției Investigații Criminale din cadrul Poliției Române atunci când vorbim despre mecanismul alertă răpire copil? Direcția de Investigații Criminale din cadrul IGPR coordonează mecanismul alertă răpire copil, iar în cazul în care condițiile de declanșare a acestuia sunt îndeplinite, acționează la nivel național pentru căutarea copilului respectiv.
În apropierea locației de unde a fost răpit copilul este instalat un punct de comandă pentru coordonarea acțiunii și sunt aduse autospeciale, ambarcațiuni și inclusiv suport aerian. În centru de comandă există reprezentanți din fiecare armă a Ministerului Afacerilor Interne și de asemenea un reprezentant al organizației Salvo. Am realizat mai multe echipe de căutare care în prezent sunt în teren, care prin mijloacele tehnice de comunicare transmit efectiv în centru de comandă toate datele și informațiile. Se stabilește care este area de căutare a fetiței răpite, se studiază cu atenție zona, care este una greu accesibilă. În apropiere este pădurea și un curs de apă. Riscurile cresc, la fel și tensiunea. Este o situație de criză în care viața mai multor copii este pusă în pericol și timpul contează foarte mult. Procedura prevede care sunt pașii și care sunt criteriile de declanșare. În astfel de cazuri, specialiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale obțin toate informațiile și datele pentru a rezolva situația cât mai curând posibil. Trebuie să menționez că în cadrul mecanismului alertă răpire copil, orice mesaj sau orice informație venită de la populație este transmisă către partenerii noștri, publici și privați, care la rândul lor mediatizează cazul în absolut toate locurile publice, dacă aș putea să spun altfel, și dacă ar fi să enumăr aeroporturi, gări, hipermarketuri, alte locuri comerciale, astfel încât fotografia și semnalamentele copilului în cauză sunt cunoscute de public, iar aceștia pot recunoaște copilul sau cel care săvârșește o infracțiune asupra copilului respectiv. În România, în situații similare, se declanșează mecanismul alertă răpire copil. Acesta este conceput pentru situații excepționale, ceea ce înseamnă că inițierea sa se va face doar în situațiile în care răpirea este certă. Odată declanșată alerta, semnalmentele copilului răpit și ale răpitorului sunt transmise în gări, autogări, aeroporturi, la televiziuni, la posturile de radio, în stațiile de metrou sau pe panouri electronice publicitare, astfel că șansele de a-l găsi în viață cresc substanțial. Întrucât numărul de persoane dispărute la momentul ăsta și vorbim și de o răpire, este foarte mare. Aria, după cum observa și dumneavoastră, este extrem de mare, este împădurită, există vegetație. Trebuie să luăm în calcul că în zona respectivă există foarte multe animale sălbatice periculoase, astfel că viața copiilor poate fi pusă în pericol oricând. Fiecare secundă pe care o pierdem înseamnă un pericol în plus. Care sunt forțele pe care le-ați angrenat în această misiune și ce mijloace folosiți practic pentru a acoperi o suprafață atât de mare? Da, având în vedere complexitatea cazului și zonei destul de accidentale, greoaie, periculoase, după cum ați observat și noi astăzi, suntem pe marginea unui râu destul de periculos și în care au mai fost și alte incidente, am decis să folosim tot ce înseamnă forțe aeriene, terestre, acvatice din cadrul structurilor jandarmeriei, grupării mobile, ISUBANAT, Inspectoratului General de Aviație. În sprijinul acestor acțiuni, componenta aeriană are un rol vital, deoarece oferă un timp de răspuns foarte bun, oferă o perspectivă nouă asupra zonei de interes, elicopterul putându-se deplasa în zone greu accesibile, putând survola zone care de la sol nu sunt vizibile, cum ar fi această zonă de luncă cu desiși tufișuri, pentru noi este foarte vizibilă, pentru echipele de la sol este foarte greu accesibilă și putem identifica într-un timp mult mai scurt persoane dispărute sau, după caz, infractori.
Cântărește foarte mult factorul timp într-o acțiune de căutare a unui copil, mai mult decât în orice altă situație? În orice situație, factorul timp este esențial, de aceea și la nivelul inspectoratului și chiar la nivel de județ, colaborarea este foarte bună și încercăm din prima etapă, chiar dacă nu avem suficiente date, să mergem pe maximum de forțe și mijloace, iar în funcție de situație, gradual mai suplimentăm sau mai diminuăm acele forțe și mijloace. Jandarmeria Română a pus la dispoziție la această activitate 20 de jandarmi specializați pe ordine publică, 6 animale de serviciu care sunt specializați pe căutare urme. De asemenea, am pus la dispoziție pentru această acțiune un număr de 7 tehnicieni care se ocupă de partea de comunicații, transmitere imagini și retransmiterea mesajelor în cuprinsul acțiunii și avem de asemenea 2 ofițeri coordonatori. Pe lângă forțele Ministerului Afacerilor Interne, acțiunile de căutare adună numeroși voluntari. Salvo către toate echipele Salvo din teren. Vă rog pentru toți coordonatorii Salvo din teren. Vă rog ca și toate victimele care le veți găsi, le aduceți până la un punct unde se poate intra cu mașina și le predați la mașina colegilor de la poliție. Salvo terminat! Avem 100 de membri, dintre care avem vreo 40 de salvatori, pe toate specialitățile. Avem echipe medicale, tehnice, scafandri, conducători embarcațiuni, alpiniști, salvări în coardă, în peșteri. Cam toate specialitățile unde se pot întâmpla. Noi ne băgăm acolo de unde lumea fuge. Și atunci ne-am cam pregătit pentru situațiile respective. Vreau să ne vorbiți despre formațiunea de intervenție Salvo. Ce face Salvo mai precis? Salvo, în primul rând, este o formațiune înființată în anul 2002. Are ca bază legală legea protecției civile și ține neapărat să specific. Nu suntem ONG, nu suntem fundație, nu suntem asociație. Deci suntem o instituție, să zic, oficială. Și ceea ce mai țin să menționez este că toată formațiunea este alcătuită din voluntari. Am venit ca voluntar în Salvo ca să formez rețeaua radio, să reușesc să asigur comunicațiile, având o experiență anterioară dată de pregătirea militară și de calitatea de radioamator autorizat în rețeaua analogică și digitală. Radiocomunicațiile sunt vitale, în sensul că la o acțiune de căutare-salvare, informația trebuie să circule rapid și eficient și în formă clară. O radiocomunicație, prin regulament și prin abilitățile celor care operează stațiile radio, se conformează cu cerințele acțiunii de căutare. Ca atare, Salvo funcționează pe rețeaua radio la orice intervenție. Suntem deja autorizați toți membrii rețelei ca radiooperatori în sistemul mobil terestru și avem și abilitățile și tehnica necesară să facem față solicitărilor. Pe lângă determinarea de a rezolva situația, toți cei care participă la căutarea copilului dispărut sunt implicați emoțional și trăiesc cu intensitate și teamă în fiecare clipă. Viața unui copil este și în mâinile lor. Impactul la o intervenție în care este implicat un copil este cu totul altul. Când e vorba de copii, apare acea sensibilitate și totuși încearcă să-și facă misiunea foarte bine, pentru că ăsta e scopul nostru. Fiecare își amintește că are și el acasă un copil și emoțiile intervin inevitabil. Înțelegem pericolul la care copiii sunt expuși și prin faptul că mulți dintre noi suntem părinți, pe lângă faptul că profesional facem tot ce ține de noi și emoțional suntem alături de familiile dumnealor. Iar obiectivul nostru prioritar este ca copiii să fie găsiți cât se poate de repede, sănătoși și fără bătămări. Alături de salvatori și noi trăim intens aceste momente și nu putem decât să ne dorim un final fericit. Acțiunea noastră a constat în identificarea vehiculului răpitorului în trafic, urmărirea acestuia și furnizarea de date în timp real echipelor de intervenție de la SOL, filmarea integrală a urmăririi și a căutării copilului răpit și a intervenției la fața locului.
Pe baza informațiilor obținute până în acest moment, răpitorul a fost localizat de poliție. În următoarele momente, o echipă de intervenție se pregătește să intervină pentru imobilizarea sa și pentru eliberarea copilului răpit. Am urmărit cu emoție întreaga acțiune de căutare a fetiței răpite și a copiilor dispăruți. Din fericire, astăzi putem răsufla ușurați. De fapt, a fost vorba despre un exercițiu al forțelor Ministerului Afacerilor Interne, care alături de autoritățile locale și voluntari vor să fie pregătite și pentru asemenea situații. A fost un exercițiu. Din fericire, toți copiii implicați sunt sănătoși. De fapt, s-a dorit verificarea capacităților noastre de acțiune, de coordonare, de comunicare. Suntem mulțumiți de rezultatul acțiunii. Nu sunt de dorit situații de acest fel, dar dacă într-adevăr ele se întâmplă, e bine ca noi să știm că suntem pregătiți, să știm dotarea pe care ne bazăm și, în final, misiunile noastre să fie o reușită. Specialiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale au monitorizat activitatea forțelor participante. În acest caz s-a acționat în sistem integrat cu specialiști din cadrul jandarmeriei, inspectoratul pentru situații de urgență și din cadrul structurilor operative ale Poliției Române. Toate structurile au acționat foarte rapid și au respectat linia de muncă și într-un final am avut rezultate foarte, foarte bune. Dă-ți-n copilul, că e al meu! Dă-te la o parte, că te omor! Lasă-mi copilul, dă-te la o parte! Dă-te la o parte, că te omor! Hai cu mine, dă-te la o parte! Și voi, plecați de aici! Vino aici! Vino aici, plecați! Bătai, vă omor pe toți! Vă omor dacă mă... Treci aici! Treci aici! Nu! Lasă-mă, nu vreau! Hai pe la o parte, te omor! Treci în mașină! Dați acolo, că vă mor! Să nu veniți după mine! În contextul mondial, în contextul național, în care situații de genul acesta, din păcate, se întâmplă, din păcate ne lovim cu situații de genul acesta, este foarte bine ca noi, la nivelul județului Timiș, să știm exact de ceea ce dispunem, ce forțe avem, pe ce ne putem baza, ce disfuncționalități există între forțele care trebuie să intervină operativ, să știm și noi exact fiecare ce are de făcut, iar prevenția de fiecare dată, practic, este cea mai bună. Un eveniment în care este implicat un copil care poate fi pus în situația de a fi răpit sau de a se pierde de părinți, de domiciliu, este unul cu implicații emoționale foarte puternice. Sunt binevenite astfel de exerciții, pregătirea pe care o fac structurile la nivel local pentru a gestiona asemenea situații? V-ați confruntat cu asemenea situații până acum? Da, sunt mama, am o fetiță de 8 ani și jumătate și vreau să vă spun că personal am trecut printr-o
traumă de genul acesta acum 2 ani. Mi-a dispărut copilul câteva minute de lângă mine și am intrat într-o panică greu de descris. Din fericire am găsit-o imediat, astfel că nici nu vreau să mă gândesc ce este în sufletul unui părinte care trece prin asemenea situație. Da, într-adevăr, exerciții de genul acesta sunt foarte, foarte bune. După cum spuneam și mai înainte, e important să mergem pe prevenție, pentru că numai așa putem vedea care sunt disfuncționalitățile, ce funcționează, ce nu funcționează, cum trebuie, ce trebuie să reparăm, ceea ce merge bine și să învățăm unii de la alții ce avem de făcut. În calitate de coordonator al acțiunii, mulțumesc tuturor participanților, reprezentanților jandarmeriei, grupării mobile, ISU-Banat, Inspectoratul General de Aviație și nu în ultimul rând voluntariatului civil din cadrul organizației Salvo a Primăriei Timișoara. Țara noastră nu are o statistică îngrijorătoare în privința răpirilor, dar și un singur caz care se poate termina tragic este deja prea mult și merită orice efort din partea noastră. A fost răpită o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil.